ziua, oameni buni! Eu sunt Andrei, de la Rodents Gaming, iar tot am început de la trecutul să jucăm la rubrica mea ciudatul joc, ca să spun așa, NecPixel. Astăzi m-am decis să joc un joc și mai ciudat, pe nume The Revenge of the Sunfish, care pare interesant, să-i spun așa, dar de fapt e un joc și mai ciudat decât NecPixel. Hai să vedem! Fascinant! Deci, grafica e mai bună decât cea din Mass Effect. Ce? Nu! Are ready to take on the sunfish? No, I'm not ready. I'm not sure. Da, ce zici de un șa? Nu! Starfish? Nu! Nu! Fugi! Stai! Asta e ușa! Nu! Cine zicea că este ciudat MacPixel sau înșelat? Nu. Pot să spun și eu ce... asta e ușor. Nu. Deci... Jocul ăsta mi-aduce aminte de Final Fantasy. Mai ales melodia aceasta. Ce-i cu cartoful ăsta? Nu! Eu n-am înțeles care era faza cu Sunfish-ul. Asta face parte din planul lui Malefic. Aha. E intens.
Nu. Nu. Deci, nu a pădurii... Da! Ce pot să spun? Îmi place cum spune. Iam, 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 iam. Da. Hello. You can call me Glenda, it's not a worry. Listen. You don't need gentle stroke my face, man. Not space, man. Please, don't look. Very awkward. Jocul ăsta începe să-mi placă. Sunt curios cine este creator. De fapt, nu vreau să știu cine e creatorul. Mi-e puțin frică. Vă recomand să nu jucați acest joc. Pe bune. Nici să nu-l căutați. Ce trebuie să fac în continuare?
bine, nu ești făcut nici din sticlă, nici din lapte. Ești făcut din apă. Da. Ce? Care e ideea? Nu-i normal jocul ăsta. De ce mergi așa? Serios, și Skyrim merge mai bine. Bine, am murit. Și acum? În ce am intrat? Te rog, cum se iese din joc? Nu. Nu, mă scuzați. Nu mai suport. Și acesta a fost The Revenge of the Sunfish. Un joc educativ. Te învață multe, multe lucruri. Da. Multe. Acesta este tipul de joc care nu merită niciun fel de comentariu. Pur și simplu zice totul de la sine. Trebuie să mă duc să plâng. Mă scuzați. Da. Voi continua data viitoare cu MacPixel, partea a doua, și voi aplauda curând a doua parte din Brutal Legend. Deja am filmat, mai trebuie doar să editez, pun pe YouTube. Nu prea vă recomand să vedeți acest video.
Mănânc alune. Face bine la nervi. Și mă face să uit lucrurile pe care nu vreau să le văd. Și totuși, dacă vrei să încercați, o să las un link în descărcare, în descriere. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi spuneți, poate voi face o continuare. Dar asta ar fi puțin cam chinuitor. Dar dacă vreți, pot să fac orice pentru voi. Dar de asta e audiența. Ca să tortureze creatorul channel. Mulțumesc pentru vizionare. Vă aștept data viitoare. Nu uita să vă abonați. Să dați videoul prietenilor dacă v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Ba-d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 a-